la rubrica noastră Interviuri cu genericul Arena, locul în care descoperim oameni și discutăm subiecte. Sunt Adelia Bordian și astăzi vorbim mai multe despre natură. Într-o lume plină de provocări ecologice există voci care ne către un viitor mai verde. Iar un astfel de expert este invitatul nostru de astăzi, domnul Ion Cebotarenco, ce este un inginer în silvicultură, care ne va oferi mai multe detalii utile și sfaturi pentru societatea noastră de a proteja patrimoniul nostru natural. Bună ziua domnul Ion și bine v-am găsit! Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat acest interviu. Bună ziua! Vreau să începem cu povestea dumneavoastră. Cum ați ajuns la ideea de a merge în silvicultură și de a deveni inginer în acest domeniu? Uh, probabil că la multe persoane de fapt, nu m-am pornit în silvicultură niciodată. Eu când m-am pornit, am pornit să învăț de economist. Pe atunci era în vogă să fii manager și am terminat facultatea de economie și gestiunea afacerilor la Iași. Dar era o perioadă de tranziție când silvicultura de aici, din Moldova, trecea la o silvicultură în termeni românești. Și dat fiind faptul că părinții mei lucrau deja în ramură, Într-o piață am găsit o carte despre silvicultură și zic, dă să le cumpăr, că să aibă niște termeni, să, să, mă inspire, că fiind tranziția asta nu prea erau cărți la noi de găsit în limba română. Și între timp cât am avut eu o pauză, până cartea a stat la mine, eu am citit-o într-o săptămână, două. Cartea era de 1000 de pagini și acum ați minte, este Săvulescu și Negulescu, silvicultură. Și mi-a părut foarte interesantă. Și cel mai tare mi-a părut că e foarte simplă. De deci ce eu eram în ultimul an, eram pe în ultimul an și în ultimul an am făcut și o facultate în silvicultură deja în Chișinău, paralel finalizând prima mea facultate și în doi ani, în trei ani eu am finalizat o șase de silvicultură și în Chișinău. Uh, mi s-a părut foarte ușor, eu am lucrat, eu chiar învățam doi ani odată cu un torent și cu o doilea torrent. Avem uh -huh. câte 18 examenii, dar, dat fapt, faptul că parcă mi era tot cunoscut, că, de fapt, părinții mei fiind din silvicultură, mi-a fost uh, ușor și accesibilă uh, informația. Și după asta am hotărât, totuși, să, să mă dezvolt în direcția respectivă, mm -hmm. și că deja sunt aproape 20 de ani de când sunt în ramură și activez în calitate de inginer. Interesant. Și iată, după mai mulți ani de studii, experiență, vreau să vă întreb: Care este situația în prezent? Cu ce se confruntă industria forestieră din țara noastră? După părerea mea, totuși, ramura, pe general, se confruntă. Cu o lipsă de forță de muncă calificată, uh -huh. dat fiind faptul că salariile nu sunt atât de atractive, tinerii studioși nu prea au dorința de a veni în ramură. Și încetul cu încetul simțim o lipsă de cadre uh -huh. și ca rezultat se răsfrânge și asupra ramurii pe, pe general. Am înțeles. Iar pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate circa 330 de acțiuni ilicite de tăierea pădurilor, braconaj uh, și multe alte contra, uh, contravenții. De asemenea, Biroul Național de Statistică ne spune că zilnic în țara noastră se defrișează circa 73 de hectare forestiere. Dumneavoastră, cum credeți, cum ar fi abordate aceste probleme? Haideți să spornim pe rând, fiindcă tăierile licite tot timpul au și nu, 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 nu le încadrem într-o normă, dar într-un fapt existențial este așa ceva că Populația, totuși, suntem într-o țară destul de săracă și, din nevoie, fac respectivele tăiere. Noi îi prindem, îi sancționăm și faptul că noi sunt de depistate și raportate, deja e un plus că, totuși, se lucrează în direcția asta de combatere a tăierilor și a vânătorilor ricite. Dacă să mergem de la ideea de frișări 70 ceva de hectare, Difrișarea, de, de fapt, este atunci când pădurea este scoasă totalmente, adică scot rădăcinile, cioatele și nu mai există pădure, pe general. Și s-ar putea aici să fie o greșeală din punct de vedere a abordării tematice fiindcă Biroul Național de Statistică poate să vorbească despre raportat la tăierile licite, mm -hmm. dar asta nu este difrișare. De difrișare de, de atunci când pădurile nu mai existau pe sectorul ăsta. Mm -hmm. Chiar dacă un arbor este tăiat, e licit, el oricum dă, fiindcă așa e natura formată biologic. Mm -hmm. El dă din lăstare, el poate să dă din drajoni și da, calificativul pădurii deja nu este acela care era înainte de, de tăiere. Dar cum există și de ce să discutăm despre difreșare, cam, poate nu corect. Uh -huh. Am înțeles. Dar sunt careva metode eficiente sau poate au apărut careva tehnologii noi care se utilizează în acest domeniu și să evităm toate aceste lucruri? Uh, ca și în orice acțiune ilicite, lucrul preventiv este cel mai important. Adică preventiv se are în vedere că trebuie de lucrat cu populația în vederea promovării pădurii ca, ca o avuție a populației, ca o avuție a noastră a tuturor. Și atunci, altfel, o altă târnare altă în societate ar da o alt efect social. Și poate și mizeam că și se vor scădea. Ca acțiuni propriu-zis, nu știu, acum au mai apărut dronele care pot fi folosite în vederea pazii silvii și că, ridicând o dronă la o înălțime, arealul pe care îl vezi cu mult mai mare. Dar să zicem că noi acum folosim eficient mijloacele respective, nu pot să spună și nu pot spune eficiența lor, de fapt. Prevenirea, totuși, și lucrul cu populația este mai importantă și cred că o să deie și uh, Valoare mai, mai bune pentru viitor. Uh -huh. Dar care sunt tendințele recente în cercetarea silviculturii? Cum pot acestea să contribuie la protejarea și, totodată, dezvoltarea durabilă a pădurilor? Uh, se pune un mare accent acum pe. Uh, pe identificarea niște specii, unor specii de arbori care sunt mai rezistenți la secete, fiindcă schimbările climatice, cum în Naida, au un efect și un impact nefavorabil și asupra Republicii Moldova și inclusiv și asupra pădurilor. Și de ceia, lumea silvică caută soluții pentru a identifica specii cele mai favorabile din punct de vedere a rezistențelor la secete, și să aibă și, speciile au și ele un, efect, dacă specie este introducent și adusă din alte regiuni, mm -hmm. e nu are aici dăunători mm -hmm. și e poate să, devină invazivă pentru speciile autohtone. Și cercetările te am să duc în direcția asta de a identifica sau specii, spunem, ecologice, mm -hmm. da, în raport cu speciile noastre autohtone, Uh, dar în vederea împăduririi, de fapt, ținta noastră în împădurirea terenilor degradate, care nu au mai fost împădurite și speciile respective anume aici să vină, nu în pădurile deja existente, dar în existente încercăm să promovăm exemplarele care pe parcursul timpului uh, există evoluția respectivă unde cel mai bună rămâne și au uh, niște caracteristici genetice mai favorabile din respectivele exemplare să luăm semințe și să creștem alți puieți și și să să-i promovem. Dacă totuși am vorbit despre specii, da. vreau să vă întreb și despre speciile de animale și de plante. Care este situația la moment? Sunt acestea afectate sau nu? După cât știu din speciile de plante sunt dispărute macrișul iepurelui, viorelele, marea uh, mierea ursului care este situația la moment? Uh, speciile, evident că dispar. Uh, nu nu pot spun că ele dispar definitiv, uh -huh. dar s-ar putea arealul lor să se micșoreze. Dar iarăși, cum am discutat și mai înainte, arealul se micșorează din cauza că se schimbă condițiile staționare. Uh -huh. fiindcă că sunt niște specii care de fapt pe structura lor și după uh, au un habitat care necesită, mai, de exemplu, un grad de umiditate a solului cu mult mai mare și din cauza că există efectul ăsta că foarte multe zile sunt fără precipitații, solul se usucă, respectiv îi scade capacitatea respectivii plante aici să mai existe. Și ei, încetșor, migrează. Și migrează în locuri unde au mai rămas, de exemplu, teren umed pentru a rezista acolo și evident că terenurile respective sunt mai puține și habitatul lor fiind mai micșorat și ele sunt mai, mai puține. Cam, cam așa lucrează totul în, în natură. Mm -hmm. În cazul când se va schimba climatul cumva și se va îmbunătăți condițiile staționare și speciile respective eu cred că și vor reveni în, în realul mm -hmm. lor. Dar despre animale? Animalele la fel, ele sunt dependente de hrană. Mm -hmm. Și atunci și de hrană și iarăși de, de apă. Totul este legat Totul este cumva, legat de asta este și este asta se numește un ecosistem unde noi suntem interdependenți. Noi toți suntem oamenii o verigă în ecosistemul respectiv. Și mai unică oamenii au și eu un efect și negativ. Dacă să vorbim, Republica Moldova e și ca suprafață mic și impactul, efectul ei asupra globului este foarte mic. Dar sunt uh, țări foarte înalt dezvoltate care, datorită faptului că oamenii sunt foarte bogați, ei tind unde? Spre natură și încercă să-și extinde locuințele, habitatele lor, cei mai pe lângă pădure. Chiar noi am avut recent un, uh, un, un nu, nu zicem un studiu, dar uh, Uh, o prezentare ne-a făcut de la IFAD despre cum, uh, cum evoluează cum, uh, uh, efectul antropogenic. O fotografie din satelit între niște munți, când inițial erau doar păduri, peste zeci de ani, acolo deja căsuțul a apărut, pădurea sărăriește, omul vine acolo și se instalează habitatul lor. Și astfel poluează, în general uh, Clima, da. aerul, efectele da. de seră se majorează. Da, iată, și despre clima vroiam să vă întreb, pentru că vegetația silvică a fost puternic influențată de secetă în 2007. Iar în prezent, care sunt efectele schimbărilor climatice? Ce măsuri ar trebui luate pentru a le adapta la aceste schimbări? Efectele climatice, cum am spus, e un efect global. Și doar cu un efort substanțial comun a tuturor uh -huh. oamenilor de pe glob poate fi întâi oprit. Și Uniunea Europeană face pași în direcția asta, doreau acorduri privind micșorarea a, poluanților cu efect de ser în atmosferă. A, Chiar unii dintre ei au ajuns că nivelul poluantelor să fie micșorat că e egal cu nivelul capacității plantelor de a acumula aceste carbon din atmosferă. Dar încetul în iar iarăși trebuie să revenim la suprafața acoperită cu păduri, fiindcă doar așa vom putea capta CO2 din atmosferă și, evident, micșorarea gazelor cu efect de seră. Deci e tendința asta deja globală că sunt ,ă, automobile electrice. Ea cred că va da un impact pozitiv în direcția asta. Da, sigur. Vreau să continui cu ceea ce ne-a afirmat Dumitru Galupa, mm -hmm. director Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice. Acesta spune că Republica Moldova are o suprafață relativ de mică de păduri și a menționat că sunt necesare măsuri de adaptare corelate la efectele schimbărilor climatice pentru a ne bucura și pe viitor de aceste păduri. Iată dumneavoastră, cum credeți, cum pot comunitățile locale să fie implicate mai mult și mai activ în conservarea și proiectarea pădurilor din Republica Moldova? Dacă să ne referim la comunitățile rurale, pe ansamblu ca primărie, este foarte bine că ei conștientizează și se transmite sub împădurire. Este programul național de împădurire, acum lansat de către președinta Maia Sandu, de a împăduri cât mai mult suprafață în Republica Moldova pentru a ajunge la 20%, o rată cam medie pe Uniunea Europeană. Și asta ar fi un impact, impact foarte pozitiv, dar mai este și încă o chestie care am realizat-o, că mai avem nevoie și de de protecție. Uh -huh. Fiindcă, dacă când era Uniunea Sovietică, zona asta de agricultură era cumva unică, adică Ministerul Agriculturii avea un, un target, un, un țintă de a majora productivitatea suprafețelor acoperite cu plante agricole. Și pentru asta ei studiau că vânturile au un efect de 10 ori majorează capacitatea de a usca solul. Și fiecare întreprindere avea în, fiecare an 10 de kilometri plan de a face fâșii, de a crea fâșii de protecție pentru a micșora efectul eroziunii eoliene. Și acum timpul trecut totuși și ele este forestiere au și ele un termen au degradat și nu și mai au efectul respectiv și un efect foarte important și aici cu efecte ca suprafață este nu este necesar atât de mult suprafață cât este necesar uh, implicarea și totuși uh, formarea respectivilor fâșii uh, forestieri de protecție care va avea un, un rol cu mult mai, mai mare, dacă mai multe kilometri de dic de exemplu, raportat la o pădure de 10 hectare, și cât 10 hectare de fâșii de protecție. Mm -hmm. Am înțeles. Foarte interesant, dar vreau să închei acest da. interviu cu sfaturile dumneavoastră personale. Ce sfaturi în genere aveți pentru cetățenii Republicii Moldova în ceea ce privește îmbunătățirea, ocrotirii mediului și conservării resurselor naturale? Sfatul meu, de fapt, pot să spun cum fac eu și cum văd eu lucrurile, fiindcă dacă te atârni de tot ce se ca, atel, ca ca, nostru, ca a meu personal, să zicem așa, dar nu din, din perspectiva consumatorului, dar din perspectiva vreau să dezvolt, vreau să păstrez, vreau ca asta să vadă și copiii mei, atunci evident că dacă iese cineva la o undeva chiar și în pădure, știi că eu vreau să mai vin și vreau să mai răd și la alții, și fac și o ordine după el. Uh, același copac, el știe că poate dintr-însul crește cineva mai mare, stă o umbră aici. Atârnarea respectivă trebuie schimbată. Corect. Și din momentul când schimbi atârnarea, lucrurile se schimbă. Este și un citat de Mariana Fulger care ne spune că natura nu ne cere să fim geniali, ajunge să fim raționali. Cred că este destul de corect să Protejăm în continuare natura și, într-adevăr, să fie, să fie de folos pentru generațiile viitoare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Este un adevăr pentru că ocrotirea naturii este responsabilitatea noastră comună și îndemnăm și pe cei care ne privesc să se implice și să aibă grijă de mediul pentru generațiile viitoare și pentru sănătatea planetei. Cu voi a fost Adelia Bordian, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și ne vedem în edițiile viitoare.